Bună ziua, dragi elevi! Mă numesc Dumitriu Laura, iar astăzi vom vorbi despre funcția de gradul 1, inecuații și sisteme. Forma generală a unei inecuații de gradul 1 cu o necunoscută poate fi ax plus b mai mic ca 0, ax plus b mai mic sau egal decât 0, ax plus b mai mare ca 0, ax plus b mai mare sau egal decât 0, unde a și b sunt numere reale, cu a diferit de 0. Valorile lui x pentru care se verifică inegalitatea se numesc soluții ale inecuației. Să se rezolve inecuația 5 ori x minus 2 plus 4 mai mic sau egal decât 3 ori 3x plus 2 minus 4. Desfacem parantezele și obținem 5x minus 5 ori 2, 10, plus 4, mai mic egal decât 3 ori 3, 9x, plus 3 ori 2, 6, minus 4. Echivalent, 5x minus 10 plus 4, minus 6, mai mic sau egal decât 9x, plus 6 minus 4 plus 2. Scădem 5x și obținem minus 6 mai mic sau egal decât 9 minus 5, 4x plus 2. Adunăm 6 și obținem 0 mai mic sau egal decât 4x plus 2 plus 6 plus 8. Ceea ce înseamnă 4x plus 8 mai mare egal decât 0. Considerăm funcția f definită pe R cu valori în R, unde f de x este 4x plus 8. Egalăm f de x cu 0 și obținem 4x plus 8 egal cu 0, 4x egal cu minus 8, x egal cu minus 2. Realizăm tabelul de semn pentru funcția f. A este egal cu 4, care este mai mare decât 0. Deci, până la minus 2 vom avea semn contrar lui A, adică minus, și după vom avea plus. Trebuie să rezolvăm inecuația f de x mai mare sau egal decât 0. Ne uităm în tabel și observăm că funcția f are valori mai mari sau egale cu 0 pentru x, luând valori de la minus 2 până la plus infinit. De la minus 2 până la plus infinit. Deci, soluția inecuației este minus 2 plus infinit. Poziția relativă a două drepte. Fie sistemul ax plus by egal c, iar mx plus ny egal cu p, x și y se numesc necunoscutele sistemului, a, b, m, n, coeficienții necunoscutelor, iar c și p sunt termenii liberi. O pereche de numere reale x și y care verifică simultan cele două ecuații se numește soluția sistemului. În cazul în care sistemul admite soluție unică, se numește sistem compatibil determinat. Dacă are o infinitate de soluții, se numește sistem compatibil nedeterminat. Dacă nu are soluție, se numește incompatibil. Pentru a rezolva un sistem, putem folosi una dintre cele două metode deja cunoscute, și anume metoda reducerii sau metoda substituției. Fiecare ecuație a sistemului reprezintă ecuația unei drepte, iar rezolvarea sistemului reprezintă stabilirea poziției relative a două drepte. Dacă sistemul are soluție unică, înseamnă că dreptele sunt concurente. Dacă sistemul are o infinitate de soluții, înseamnă că dreptele sunt confundate. Dacă sistemul nu are soluție, atunci dreptele sunt paralele. Să se rezolve sistemul și să se interpreteze geometric. Pentru a rezolva sistemul, înmulțim a doua ecuație cu minus 5 și obținem 5x plus 2y egal cu 4, respectiv minus 5x plus
15y egal cu minus 55. Adunăm cele două relații și obținem că 17y egal cu minus 51, adică y egal cu minus 3. Dacă știm că y este minus 3, iar x minus 3y egal cu 11, înlocuim și obținem că x minus 3 ori minus 3 egal cu 11, adică y egal cu minus 3, iar x plus 9 egal cu 11. Y egal cu minus 3, iar x egal cu 11 minus 9, 2. Deci soluția sistemului este perechea 2 minus 3. Pentru a interpreta geometric, din prima ecuație a sistemului, obținem că 2y este 4 minus 5x, adică y egal cu 4 minus 5x supra 2. Iar din a doua ecuație obținem că 3y este x minus 11, deci y este x minus 11 supra 3. Rescriem sistemul format din ecuațiile y egal cu minus 5x supra 2 și y egal cu x minus 11 supra 2, supra 3. Considerăm funcțiile f și g definite pe r cu valori în r, unde f de x este 4 minus 5x supra 2, iar g de x este x minus 11 supra 3. O vom reprezenta grafic cele două funcții, determinând intersecțiile cu axele de coordonate. Rescriem funcția f de x este 4 minus 5x supra 2. Graficul funcției f intersectează axa OX atunci când y este 0, adică 4 minus 5x egal cu 0, x egal cu 4 supra 5. Deci graficul funcției f intersectează axa OX în punctul A de coordonate 4 pe 5 și 0. Graficul funcției f intersectează axa OY atunci când x este 0, deci y egal cu f de 0, y este egal cu 4 supra 2, adică 2. Graficul funcției f intersectează axa OY în punctul B de coordonate 0 și 2. Avem punctul A, avem punctul B, unim cele două puncte și obținem graficul funcției f. Rescriem funcția g de x egal cu x minus 11 supra 3, determinăm intersecția cu axa OX, adică x minus 11 egal cu 0, x egal cu 11, deci graficul funcției g intersectează axa OX în punctul G de coordonate 11 și 0, iar graficul funcției G intersectează axa OY, adică Y este egal cu G de 0, Y este egal cu 11 supra 3. Deci, graficul funcției g intersectează axa OY în punctul D de coordonate 0 și minus 11 pe 3. Avem punctul C, avem punctul D, unim cele două puncte și obținem graficul funcției g. Ceea ce privește interpretarea geometrică, soluția sistemului reprezintă coordonatele punctului de intersecție a dreptelor AB și CD, adică intersecția dintre graficul funcției f și graficul funcției g, ceea ce înseamnă punctul M de coordonate 2 și minus 3. Sisteme de inecuații.
Un sistem de inecuații de gradul 1 este un sistem format din două sau mai multe inecuații de gradul 1. Mulțimea soluțiilor sistemului de inecuații este formată din toate numerele reale care verifică simultan toate inecuațiile componente. Ea se obține din intersecția mulțimilor soluțiilor inecuațiilor sistemului. Să se rezolve următorul sistem de inecuații. 3 ori 2x minus 1 mai mic sau egal decât 5x minus 0,5, respectiv minus 2 ori x plus 1 mai mare sau egal decât 5x minus 9. Echivalent, să facem parantezele și obținem 6x minus 3 mai mic sau egal decât 5x minus 0,5, minus 2x minus 2 mai mare sau egal decât 5x minus 9. Scădem 5x din prima ecuație și obținem x minus 3 mai mic sau egal decât minus 0,5. Scădem 5x și din a doua ecuație și obținem că minus 7x minus 2 mai mare sau egal decât minus 9. Echivalent, adunăm 0,5 la prima inecuație și obținem x minus 2,5 mai mic sau egal decât 0. Adunăm 9 la a doua inecuație și obținem minus 7x plus 7 mai mare sau egal decât 0. Considerăm funcțiile f și g definite pe r cu valori în r. F de x este x minus 2,5, iar g de x este minus 7x plus 7. Egalăm funcția f de x cu 0 și obținem că x este 2,5. Egalăm funcția g de x cu 0 și obținem că 7x este egal cu 7, adică x egal cu 1. Realizăm tabelul de semn pentru funcțiile f și g. Completăm cu soluțiile găsite, 1 respectiv 2,5. Funcția f este 0 pentru 2,5, funcția g este 0 pentru 1. A pentru funcția f este 1, deci este pozitiv. Până la 2,5 vom avea semn contrar, însemnând minus, după plus. La funcția g, a este minus 7, negativ, deci prima dată vom avea semn contrar, plus, apoi semnului a, minus. Prima inecuație reprezintă f de x mai mic sau egal decât 0, ceea ce se întâmplă pentru x aparținând intervalului conform tabelului de la minus infinit până la 2,5. Și a doua inecuație reprezintă g de x mai mare sau egal decât 0, care are loc pentru x de la minus infinit până la 1. Prima reprezintă S1, a doua reprezintă S2. Soluția sistemului este intersecția dintre S1 și S2, intersecția dintre minus infinit și 2,5 și minus infinit 1. Deci soluția este de la minus infinit până la 1. Câteva exerciții pentru a lucra independent. Aceasta a fost lecția pentru astăzi. Vă mulțumesc!